Și mișcarea de la est spre vest prin sud, voi imitați traseul soarelui ce dă lumina lumii. Ceea ce trebuie să reamintească datoria voastră de a împărți adevărul și de a urma regulile vieții ce le-a ordonat Dumnezeu. Sunt încrustate
înălțate trei pietre strălucitoare în formă de triunghi echilateral. Vârful este îndreptat spre partea de sus. Trebuie să fie purtat în partea dreaptă a reverbului Hai. Insigna a fost un trofeu original de pe câmpul de luptă, în timpul unei bucurii sau vânătoare. Când omul are dificultăți sau anumite pericole planează asupra lui, atrăgând eroismul, trofeul a fost rezultatul pericolului prin care ei au trecut. Ești învestit să porți acest însemn ca un trofeu care să-ți amintească că ai fost, ești și vei fi zi și noapte în serviciul masoneriei. Este favoarea ce ți se oferă ca prim pas în masonerie. Pătratul prelungit este pasul în fața cerului. Baza lui metalică, metalul soarelui, este însuși simbolul luminii spirituale și al cunoștințelor. Și la fel ca și căldura dragostei și simpatiei, îți sugerez să-ți continui munca pentru perfecționarea educației în scopul caritabil, deoarece acest triunghi, lumină reflectată, te va impresiona pe tine însuți și pe fiecare din noi, căci vei învăța cele mai înalte percepte de fraternitate ale masonului, simbolizate de triunghi. Cavaler comandor al curții de onoare și
fie ca Părintele din Cer să facă din tine un bun cavaler în serviciul prietenilor noștri. Amin. Amin. Ridică-te. Și prin tine binecuvântez pe toți cei din această clasă. Luați loc, fraților. Primit gradul care înseamnă acest drag.
Isus. Este adevăratul secret. Fiecare dintre noi trebuie să o descopere pe și prin El însuși. Ești cavaler, comandor al curții de onoare, frații membri ai Supremului Consiliu m-au judecat și m-au găsit apt pentru acest însemn și decorație. Prin ce garantezi calitatea de cavaler, comandor al curții de onoare, ca și triunghiul ierarhiei noastre? Eu garantez și protejez interesele ritului scoțian antic și acceptat. Susțin conducerea și ajut la promovarea misiunii masoneriei în lume. Mulțumesc, fratele meu. Pot să beneficiez de culmile credinței ca sarcinile și obligațiile masoneriei să fie mai eficient rezolvate de acum înainte pentru a deservi acest rang al cavalerului comandor al curții de onoare în munca pentru umanitate. Dumnezeu să fie cu voi până la următoarea ținută.